Bibii acum într-un 1 contra 1 cu Oscar Rubio. Poate vi-l amintiți pe acest Oscar Rubio. 19 meciuri jucate la Dinamo, inclusiv într-un derby al României cu Steaua. Centrarea lui Dani Alves, reușește Alexis Sanchez să lovească mingea cu capul în fața lui Javier Hernandez, care e mult mai înalt decât el. Spuneam, Oscar Rubio, 19 meciuri jucate la Dinamo, un gol marcat împotriva celor de la Victoria Brănești, plus o prezență. Bate Dani Alves. Centrarea lui Dani Alves, lovitura de cap este a lui Bartra, dar nu prinde cadrul porții lui Urzi. Cei de la a 16-milor, în general, aveți, au trecut de 3 tururi. Într-o unele echipe micuțe, aici este șansa de gol! Gol! Barcelona! Marchează David Villa, minutul 40, pasă dată de Iniesta și finalizare. Continuă seria prestațiilor bune cu un gol cu piciorul stâng, acum cade, a căzut Oscar Rubio, de bine ce l-am lăudat pe Oscar Rubio. Gol marcat de David Villa. Fabregas, David Villa, Iniesta, Andres Iniesta, gol splendid marcat de Iniesta. Ce gol! Pasă la lui David Villa, îl vede Iniesta, plasează mingea, parcă ar fi dat cu mâna. Aici greșeala este a lui Manu Garcia. Ce frumos parchează Andres Iniesta, un gol splendid, splendid golul lui Andres Iniesta, nici cu mâna dacă punea. Ce face de la Alaves, contraatacul Barcelonei cu viteza lui David Villa, îi rămâne mingea puțin în gazon, iarba cam înaltă pare pe Mendisurusa, este Alexis Sanchez pentru Dani Alves și este ocazia lui David Villa. Marea este Petru, golul de 3-0, marcat de Fabregas, destul de nervos Fabregas, 3-0 pentru Barça, centrare bună de pe Mendisorusa să încurajeze echipa, eroarea lui Manu Garcia, gol fără probleme a lui Fabregas în condițiile unei centrări perfecte din partea lui Dani Alves.